părinți, minunați copii. Mulțumim familiei muzicale Victor Udrea. Îi mulțumesc în mod deosebit lui Grigore Ion, care a fost alături de noi, cu fluierul întotdeauna, și cu această dragoste deosebită. Ce să vă spun? Îmi pare rău uneori că, da, vorba cuiva. Știți că la mormântare un actor, absolvent de teologie, spunea așa, atâta bogăție a risipit părinte. Cred că în această seară am risipit bogăție cu dragoste împreună cu acești minunați oameni, părinți și copii, cu Ileana, cu cei care astăzi au depus mărturie. Am fost în privegere cu Părintele Dumitru și încheiem prin a spune această expresie. Din câte știu eu, pentru acest mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut ortodoxiei prin Părintele Dumitru, să-i mulțumim Domnului. Aceste cuvinte le-am citit prima dată în prefața pe care a scris-o Părintele Gheorghe Capsanis, Starețul Mănăstirii Grigoriu. Este o prefață la o carte apărută în limba greacă și am văzut că a fost tradusă și în limba română. Mulțumim lui Dumnezeu pentru marele dar pe care l-a făcut prin Părintele Dumitru Stăniloae, Părintele Dumitru Teologul, și vă mulțumim dumneavoastră celor care ați avut această răbdare a privegherii și cred că am meritat să fim împreună cu Părintele Dumitru și cu acești minunați oameni. Doamne ajută și vă schimb bine se poate. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă mulțumim și 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 v